1,2 pe 24. Da. 2 3 5, 2 33. Am ce? Nu, pătrată minus 2 în 3 și 5 pe 33. Da, scrie. Mai, haideți să ziceți numai 1 și să-mi ziceți corect. Dacă nu, lăsați să-mi iau cartea și zic eu. Minus. Minus 2 în 3 și 5 pe 33. 2 în 3 și 5 pe 33. Așa. Închidem pătrata. Da. Minus rotundă 15 pe 33. Minus 11 pe 15. Da. Și atâta. Și da. Să calculăm asta. Egal cu. Cine vorbește, Anca? Da. Zi-am cu Anca. Aici cât fac? 120. Irma? 1224 minus 990. Minus 12. Anca, hai să ne amintim. Deci se scrie tot numărul minus grupajul de partea neperiodică și da, partea întreagă. Acolo paranteză pătrată, da? Minus. Nu, aici. Paranteză rotundă. Putem direct să scriem paranteză rotundă ca rezolvat. Măi, adică vrei să-mi bagi întregi în fracții? El spune de ce n-ar avea rost pe paranteză rotundă. Dar Adi, să știi că nu este o mare problemă dacă ne scrieți rotundă. Deci nu este o chestie. 2 la 13, 66 plus 5. 71 la 33. Minus. Hai să vedem aici. Minus, să simplifică ceva, 3 cu 3, 6, 5 cu 1. Ăsta se simplifică prin 3. Da. Și atunci pun 5 supra 11, minus 11 supra 15. Și este egal cu. Aici, 1212 supra 990, minus, aici dacă amplific cu 3, cu 30 chiar, ca să am același numitor comun. Simplificăm cu 18 la 1224 minus 12. Simplificăm cu 3, 21. Minus 2130, așa, minus, aici ce fac? Mama, am adus același numitor, repede. Bun, dar putem simplifica foarte mult. Păi simplificăm și după aceea amplificăm, bun, hai, ziceți că așa nu mai mergem și stăm. 1204 minus 12, extraordinar, și tot acolo să simplificăm prin 8. Aici ce facem? Va duce la același numitor. Care numitor? Ci, la prima cu 15 și 2 cu 11, așa văd eu. Așa, repede. Da. 5 ori 5, 25, 35. Aici cu 15, zis. Da. Și aici cu 11. 11. Și 15 ori 5, 57. Da. Minus 11 ori 11, 121, supra. 11 ori 15, 161. 165. Așa, 165 cu mine. Și este egal cu minus. De ce minus? Că e 1200. A, da, 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 da. Deci 2130 minus 1212. Scad eu, că voi nu știți. 1, 9, 918. Minus 918. Supra 990, trebuie să simplifică prin ceva, minus, și aici e tot minus, cât de 121 minus 75, 25 cu 21, 46. Supra 165, sigur să simplifică amândouă. Și este egal cu? Pe a doua simplificăm cu 2, că prin 3. Da, pe prima? Păi da, pe prima ziceam. Prin 3. Prin 3. Prin 3. 8 da. Și 1, 9, 1, da, prin 3. Și este egal cu minus 306 supra 330 și mai merge, plus 46 plus 165, nu merge, plus 46 plus 165. 165 observ că e dublul 330 și atunci mă duc aici cu 2 și este egal cu minus 306 plus 92 supra 330.
deci este egal cu minus. Minus. Facem aici calculul, domnul profesor. 4. Da, 208 și cu 6, 214. Supra 330, cu minus în față. Minus 200, da? Este egal cu minus, că aici cred că se simplifică prin 2. 107 supra 165. Cât o dat Mirona? 109 supra 55. Ție, Ianca? La fel. La fel ca Mirona sau ca noi? Ca voi. Ca dumneavoastră. Ia, vezi la tabă. Vezi la sfârșit. Hai să vedem. Hai să vedem încă o dată. Uite, aici... Eu am să încerc următorul lucru. Au avut ei dreptate. Că trebuia să simplifică. Noi urmărim tot timpul ca fracțiile să fie cât se poate de multiplicate la fracții ireductibile. Da? Simplificăm. Cât a dat la sfârșit? Ia să vedem așa. Deci cât face scăzut 12? Aici, 1212. Deci 1212 supra cât? Supra 990, da? Simplificând-o prin 18, spune Mirona deodată. Mergea prin 18? Da, dar tu cu calculatorul ți-ai dat seama revelii asta. Noi am fi bun. Făcut-o da. Prin 2. Prin 2, prin 2 și un 9. Așa, și mi-l dădea cât? Deci, să vedem, prin 9 merge, dar asta 4. Deci bine, și cu 2, 6, da? Cu simplificat tot, cu tot, tot greșit. Deci, e clar că merge printr-un 2 și printr-un 2 și 9. Deci 2 și 9 ai spus tu? Nu cred că... Dar am lucrat corect, domnul profesor, ca să știți, da? Rezultatul meu este bun, chiar dacă n-am înțeles. 100 minus 107? Uh-huh, sigur da. Că da. Nu cape că discuții că rezultatul este greșit, dar vreau să zic, ca și poate era un pic mai ușor, mie mi s-a părut repede, mult mai ușor așa și am dat drumul repede la exercițiu. Tu ai sesizat aici că domnul criticam. În seara, poftim. Deci ai sesizat că putem înmulți cu 30 aici, nu? Și găsim... Exact. Și repede am mers exercițiu și am lucrat corect. Fiecare cum simte. Uitați că ea a lucrat simplificat și tot a greșit. Păi... Nu știu unde am ieșit? Și eu știu, da. Am ieșit, am pus 1200. Și eu știu următorul exercițiu. După dacă stăm după ea când greșește, să mai... De pătrat, 2,3... Hai încoace... Hai să știu că... Eu să... Tabla. Dați noastră, pot să dau eu cu scatele. Da. Exercițiul care, Adi? D-ul. Ce D-ul, mă, că le-am terminat? Nu, mai avem A, B, C, D, E, F, G, H. Bun, hai că din ăsta știți, hai să facem din ăsta. 7. Da, eu am văzut la Ancuta și 6. Vă rog, 7. Ancuta. Deci, așa, așa. Șapte. Hai să vedem. Șapte. Mă interesează 7. Da, B-ul. Poți să-l dictez? Da, dragă. 0,7 de la pagina? 7 de un 17. Și eu mă vorbui. Deschide și tu și B, da? Că sau să un antrenament care se poate face. 0,8 și lucrăm independent. Nu avem treabă și vedem ce... 0,8 și 3 în perioadă. Mai mic decât 1 pe 5 plus 1 pe 6 plus 1 pe 7 plus puncte, puncte, puncte plus 1 pe 20 și 4 plus puncte, puncte plus 1 pe 24 mai mic decât 4. Și acum mai mic decât 4? Da. Toată asta mai mică decât 4? Da. Hai să scriem, Miruna. Lăsați-ne să rumegăm și noi puțin, că vă grăbiți și greșiți. Da. Da, eu am uitat. Atenție, copii. Chiar... Este vorba de a dovedi că are loc această inegalitate. Că suma asta, de la 1 pe 5 până la 1 pe 24, adică 1 pe 5 plus 1 pe 6 până, pe 7 până la 1 pe 24, corect, e cuprinsă între 0,3 în perioadă. Să vedem ce înseamnă asta. Da, și 4. 83. Să contrasorăm pe ăsta, 0,8 în perioadă 3. 83 minus 8 supra 90. 83. Minus 8, supra 90. Deci scriem tot de cifre de după virgulă și parte periodică și neperiodică, 8 este neperiodic, din care scădem pe 8, adică partea neperiodică, punem atâția de-al din 9 cât avem în perioadă, un singur 9, și urmat de atâtea zerouri, câte cifre avem aici. Da? Deci i-a spus 83 minus 8 supra 90.
Da. Mai suntem în stare să demonstrăm chestia asta? Da. Vă rog să vedeți la Prof Online, că avem acolo nu știu ce lecții. Noi am demonstrat de multe ori. Sigur, da. De unde vine asta? Da. Mai mic decât? Fac suma asta? Nu, no, asta nu, nu e da. Posibil. Ei, dar știi tu că e posibil. Plus 6, plus 1, 3. Plus și așa mai departe, plus 1 supra 24. Păi și asta mai mică decât 4. Hai, lucrăm aici. Păi, 75. Prin 90. Care se simplifică? Prin 5. 15. Deci prin 15. 15 pe 6. De 5 supra 6, de dată, da? De dată pot să scriu. Oare. 5 pe 6 pot fi, mai mic decât? 1 pe 5, plus 1 pe 6, plus 1 pe 7, plus așa mai departe, plus 1 pe 24, mai mic decât 4. Nu, că e o chestie 1 pe 5 mai mare decât 1 pe 6. Nu, deci 1 pe 5 e mai mare decât 1 pe 6. Haideți să răspund la întrebarea. Putem face suma asta? Da, dar numai că vă dă un număr mare și e complicat. Este greu să aflu numitorul ăsta comun de la un capăt la altul. Da. Deci numitorul comun 5, 6, numitorul 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 până la 24? Un număr care se împarte exact și la 5, și la 6, și la 7, și la 24, este un număr foarte mare. Și este greu să facă această operație, da? Deci nu se pune problema să calculez suma. Dar ar trebui să găsesc o idee. Da. Da? Avem 1 pe 5. Să luăm suma asta de parte. Să o luăm. Dar, nu. Dar de ce să nu luăm, bă? Că eu îi zic că se poate face. Calcular, efectiv... Nu știu de unde profesor, ne gândim. Suntem în etapa în care nu ne prindem, nu? Nu. Tu spui că deja te-ai prins. Și eu să mă prins. Mai zi. 1 pe 5 e mai mare decât 1 pe 6. 1 pe 5 este mai mare decât 1 pe 6. Și tot 1 pe 5 e mai mare decât 1 pe 7. Și tot așa până când 1 pe 5 mai mare decât 1 pe 2. Deci hai să luăm așa. 1 pe 5. 1 pe 5, acum ca să înțeleg și eu, domn profesor. 1 pe 5 e mai mare decât 1 pe 6, am înțeles. Da. După aia, 1 pe 5 e mai mare decât 1 pe 7. 1 pe 6 e mai mare decât 1 pe 7. Da, da, e bun și așa. Aha. 1 pe 6 și e mai mare tot așa că e mai mare decât 1 pe 24. Adică 1 pe 24 e mai mic decât toate celelalte. Da, corect. Aha, am înțeles. Așa. Și de asta spune că 1 pe 5 mai mare decât 1 pe 6, 1 pe 5 mai mare decât 1 pe 6. Așa. Și le adunăm. Încet. Le adunăm. Așa. Le adunăm acum? Da. Da. Deci el spune așa. Insistă pe ideea lui să vedem dacă e deșteaptă. Și acum le adunăm iar. El zice așa. 1 pe 5 e mai mare decât 1 pe 6, da? O cincime față de o șesime, e corect. Da. Pe urmă, 1 pe... Tot 1 pe 5... Da. Tot, e mai mare decât 1 pe 7. Mai mare decât 1 pe 7. E normal, dar mai logic. Tot 1 pe 5 e mai mare și decât... 1 pe 8. 1 pe 8. Și în sfârșit, puncte, puncte, puncte. 1 pe 5 e mai mare decât 1 pe 24. Ne adunăm. Pe cine le adunăm? Pe toate. Pe membru strâmbiți adunăm deoparte și membru drept deoparte. Dar de ce le adunăm? De ce ne scădem? Păi să obținem în partea dreaptă 1 pe 5 plus 1 pe 8. Avem nevoie de suma asta. 1 pe 5 plus 1 pe 6 plus 1 pe 7. Așa. Dar era minus, făceam... Deci se vede că avem nevoie de așa ceva. Dar mi lipsește 1 pe 5. Da, și scriem acolo 1 pe 5 plus 1 pe... Egal cu 1 pe 5. Stai dacă... Da? 1 pe 5 e egal. Eu zic să nu vă bateți. Stați să fie constructiv, să înțeleg și eu. Da, 1 pe 5 poate să fie egal. Corect. 1 pe 5, nu? Da. Este clar. Da. Și fiindcă am cel puțin o inegalitate, înseamnă că aceea va lovi partea din stânga mai mare decât partea din dreapta. Așa. Deci, adunăm tot ce este în stânga, cu tot ce este în dreapta. Și de o parte e cei mai mari din dreapta. Da, și 1 pe 6. 1 pe 5 plus 1 pe 5 plus puncte, puncte, 1 pe 5. Deci vine 1 pe 5, da, într-adevăr. Plus 1 pe 5. De câte ori? Plus de 8 ori. De 4. Nu, de 24 minus 5. De multe ori. Așa, ca să aflăm de câte ori este, din 24 minus 5. 20. Deci vine 20. De 20 de ori. Da?
24 minus 5, 20. Deci, deci, 20 de termeni. Deci, 1 plus 5 de 20 de ori. Deci, de 20 de ori 1. Da. Bun. Da. Da. Plus, e mai mare. Da, mai mare decât 1 pe 5 plus 1 pe 6 plus 2 pe 7. Acum am înțeles. Plus 1 pe 24. Așa. Asta. Și mi-e mai ușor să compar de asta cu aia, să o duc între de 20 deci, de ori 1 pe 5, care înseamnă de 20 de ori 1 pe 5 înseamnă 20 supra 5, da. Și este egal cu, simplificăm prin 5, și este egal cu 4. Și iată că am ajuns că 4 e mai mare decât e mai mic, sub 4. Păi 4 mai mic decât 4 e mai mare. A, că invers. Da, 4 e mai mare. 4 e mai mare și aici când îi dădea 5 pe 6. Da. Cu asta am arătat că, într-adevăr, 4 e mai mare decât toată suma. Și asta era lucru destul de dificil, nu? Normal. Destul de dificil. Da. Acum, că e mai mic 5 pe 6 decât toată suma asta, cum arătăm? Că n-am arătat. Care? Că 5 pe 6 e mai mic decât toată bucata asta. Păi... Luăm pe 5 de, pe 6 de o parte. Da. Adică o să avem că 5 pe 6. Toată bucata asta nu e egal 4, domn profesor? Da. Toată bucata asta, nu bucata asta, partea din care am majorat-o. Da. Deci partea din dreapta. Că mi-am majorat. Da, aia. De asta mi-a dat 5 pe, 20 pe 5 care o să la 4. Băi, tu nu mi-ai explicat așa, mă, Adi. M-ai băgat în ceață, nu înțelegeam. Noi am făcut decât partea din inegalitate, asta, din dreapta. Dar partea din stânga n-am făcut-o. Aha, și cum o faci? De asta e cu hai, Adi, zi! Așteaptă! Unii domn profesor când ai venit. A, nu m-am mai zis aici, nu? Nu, am uitat, hai să ne uităm. Hai, hai să vedem. Leac. Păi, deci, 5 nu pe 6 e mai... Zici 1 pe 5. Mai mare decât 1 pe 6. 5 pe 6 mai mic decât 1 pe 6. 5 pe 6 e mai mic decât 1 pe 6? Decât 1 pe 5. Nu. Că, iată, 5 șesime aici. Da. Față de o șesime mă întrebai. Da. Cum este 5 șesime? E mai mare. Da. Și atunci 5 pe 6 e tot mai mare decât 1 pe 5. Păi dacă îi mai mare, nu mă favorizează că folosești inegalitatea invers. Eu aș vrea să fie ceva mai mic decât toată suma asta. Deci ajung la 5 pe 6. Dar cum fac asta? Nu mai știu nici că dacă nu le-am mai spus. Nu mai știu, domnule. Păi dacă nu mi-a spus ce lucru. Păi da, de ce? Eu zic adevărul. Păi hai să vedem totuși. Final trebuie să găsim ideea. Vedeți? Aici am folosit comparația între 1 pe 5 și toate de după el. N-ar fi bine să comparăm 1 pe 24 cu toate celelalte? Da, dar deci am avut puțin, am avut pe 1 pe 5 care s-a comparat cu tot ce a fost de după el. 1 pe 5 e mai mare. Până aici. Exact. Dar acum să luăm pe 1 pe 24 cu toate celelalte fracții. A, să luăm invers. Da. Am luat capătul din stânga, aha, vă cincime. Și acum 1 pe 24. 1 pe 24. Cum e este față, 1 pe 24 e egal. 1 pe 24 e egal cu 1 pe 24. Da? Bun. 1 pe 24, cum este față de 1 pe 23? Mai în față ar fi 1 pe 23. A, în fața lui ar fi 1 pe 23. Corect. Mai mic. 1 pe 24 este mai mic. Mai mic. Pentru că una se împarte în până la 24 și alta se împarte la 23. Ah, chiar 1 pe 24. 1 pe 22. Adică 1 pe 7 e mai mic decât 1 pe cât? Pe 6. De unde e aia? De ce? Da, păi nu, 1 pe 24 rămâne de bază. Da. Hai să vedem așa. A, de deci de bază? 1 pe 24 este egal cu 1 pe 24, da? Apoi mi era tot 1 pe 24. Este decât 1 pe 5. E mai mic decât? E mai mic decât 1 pe 23. Tot 1 pe 24
este mai mic decât 1 pe 22. Corect, tot așa. Totul puncte, puncte 1 pe 24, mai mic, de mai mic decât 1 pe 5. 5. Ultima. Frag liniș le adun. De câte ori? Tot de 20 de ori. Pe 24. Tot de 20 de ori, da. Și de la adunare apare așa. De 20 pe 24 da. E mai mic decât 1 pe 5 plus 1 pe 6 plus 1 pe 7 plus puncte, puncte și mai departe plus 1 pe 24. Dar 20 pe 24 putem simplifica prin cât? Prin 4. Da. Și face 5 pe 6. Și a ieșit 5 pe 6 este mai mic decât 1 pe 5 plus 1 pe 6 plus puncte, puncte, 1 pe 24. Adică e adevărată partea. Este adevărată. Cealaltă am dovedit-o și... Da. Așa, așa trebuie rezolvat. Da. Hai să vedem acum șmecheria. Că până la urmă, până la urmă trebuie să fie o idee exact. cu care plecăm de ghiștiul ăsta. Corect. Deci aici a fost o sumă de fracții consecutive, o sumă de fracții în care numitorul a crescut pe unitate, da? Calculul sumei acestea, efectiv calculul acestei sume, nu putem face. Și atunci apelăm la o șmecherie. Comparăm odată pe toate celelalte fracții de după 1 pe 5 cu 1 pe 5, da? Și pe urmă, toate fracțiile cu 1 pe 24. Da? Adunăm. Le adunăm membru cu membru și vom obține dubla inegalitate. Mai avem din genul ăsta? Da. Ia să văd. Nu vă zic, mai avem unul. Hai să văd. Două chiar. Hai. Ce? 10 pe 3? Stai, măi, stai să șterg, măi, băie. Păi, tu vreau să mi-a spus, frate. Vreau să văd dacă am înțeles. Păi, așa. Asta este lucru important, da? Deci... Dacă am înțeles, domnul profesor. Și cine are? Așa, 10 pe 13 mai mic decât 1 pe 16. 10 pe 13. Da, mai mic decât 1 pe 16 plus 1 pe 17 plus 1 pe 18 plus puncte, puncte, puncte plus 1 pe 65. Așa, mai mic decât 3,125. Adică 3, așa, nu mai putem. Deci așa e exercițiul, da? Bun, da. Da, să se dovedească, să se arate dubla inegalitate. Bun, să spun eu, da. 10. 3,125. Pe care o dovedim întâi? Pe asta? Pe asta? Pe asta? Da. Adică, importanță pe amândouă trebuie să... Păi da. Să-și pe care vor, cum face? Pe 3,125. Așa, zi. Pe 3,125 scriem ca 3,125/100. Pe asta scriem ca 3,125/100. Inegalitatea se scrie așa. Acum 10 pe, acum, 10 pe 13. Dubla inegalitate. Mai mic decât 1 pe 16. Plus 1 pe 17. Plus 1 pe 18. Plus 6 mai departe. Plus 1 pe 65. Mai mic decât 25. Și acum, hai să facem după cum am învățat. Să vedem dacă am... Poți tu. Domn profesor, cine să vorbească? Vă rog! Pe, așa. Hai, și facem la partea cealaltă. 1 pe 16. 1 pe 16. 1 pe 16 mai mare decât 1 pe 17. Mai mare decât 1 pe 17. Sigur, da. Mai mare sau mai mic? Mai mare. De ce? Pentru că e mai aproape de 0. Deci când împați pe 1 la 16, mai precis trebuia să-mi spui așa. Da, profesor, păi de ce te mai de să-ți cântei? E adevărat că 16 e mai mic decât 17. Da. Adevărat. Atunci când inversăm, de aici rezultă, se schimbă sensul inegalității. 1 pe 16 e mai mare decât 1 pe 17. Da? Ăsta e motivul. Da. Mai eu știu ce a scris, da. Îmi pare rău. Ați explicat, am înțeles.
Pot eu, tu zi, măi, băieții. Așa, tot 1 pe 16, da. E mai mare decât 1 pe 18, da. Dacă văd eu bine. Și așa mai departe. Da, da. Și așa mai departe, unu tot 1 pe 16, mai mare decât 1 pe 65. Da, mă, eu sunt de acord cu tine. Și eu la fel. Da. Dar n-am aici 1 pe 16, eu am sesizat că tu ai zis că aici... 1 pe 16, eu m-am prins, vezi, n-ai zis. Păi m-am luat în fugă. 16, da? Da. Așa. Și tragem din ei, domnul profesor. Și le adunăm. Da. Așa știu. Da. Și tragem din ei și o să iasă așa. De câți termeni am de la 16 la 65? Taci din gură. 65 minus 16 plus 1. Adică câți? 65 minus... 17. 65 minus 17. Aici numărăm. 65 minus 17 plus 1. Dar nu e minus 16. Asta nu luăm în calcul? A, da, 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 luăm, da, 16. Corect. Păi da. Și cât? 65 minus 16. Așa. 49. Da. 50. 50 de termeni, da. I-am descoperit. Da. Bun, hai, fii, adic. 50 de ori. 1 pe 16. 50 pe 16. Așa. Da. Mai mare decât? Mai mare decât? 1 pe 16. Plus 1 pe 17, plus și așa mai departe, plus 1 pe 65. Și scriu în continuare, domn profesor? Mai mic decât... Nu, lăsăm pe asta, că lăsăm doar pe asta, de aici o analizăm. Corect. Da, de aici. Da. Acum 50 pe 16, mai mic decât 1 pe 16. Îl împart, îl simplific. Da, și de 25 pe 8. 2. Și de 25 supra 8. Da. Și 25 pe 8 ăsta e mai mic decât 1 pe 16. E mai mic? Da. Cu siguranță. Așa? Da. Decât 1 pe 16? Da. Și 1 pe 17. 25, dar nu, dar stai. 25 pe 8 e mai mic, 25 pe 8 e mai mic decât 1 pe 17. Ba nu. Ce fac aici? 25. Dar nu mai țipa mai mult, eu nu țin nimic. 1 pe 65, așa. Atenție. Adi. Să terminăm exercițiul ăsta. 25 pe 8 este mai mic decât, mai mare decât așa ceva. De ce ai zis mai mic? Păi asta zic și mă, după ce și domn profesor. Ești mai mare sau mai mic? Și eu am derutat acum. Păi uite, măi, băieți. Nu ești așa. Cât uite aici. Am simplificat doar prin 2 și scriem în continuare. Ce de tine? De ce te agită? Aia, vreau să fac direct, să nu mai fac. Stai secundă, nu lăsa asta, că ești în urmă. Nu, n-ai ce face direct. Pur și simplu, n-am terminat prima relație. Adi, urmăște-mă. N-am terminat-o pe asta. Dar n-am terminat-o, e inegalitate. L-am adunat și acum am o rescriem după simplificare. Sigur că uneori aici, ca să nu mai scriu de nou, 25 pe 16, putem spune că este 50 pe 16, 25 pe 8. Și nu mai scriem o dată. Așa. Și iată inegalitatea, una din ele, este asta. Că suma 1 pe 16 plus 1 pe 17 plus 1 pe 65 este mai mică, da, nu? Decât 25 pe 8. 25 pe 8. Adică asta. Adevărat. Bun. Am arătat-o pe asta. Da. Da. Acum pe cealaltă s-a arătat în mirul. Și acum s-a arătat pe asta. 1 pe 65. Poate scrie pe asta. Da. Da. Hai, zi copilul. Așa. 1 pe 65 este mai mic decât 1 pe 64. Este drept, da? 1 pe 65 mai mic decât 1 pe 64. Apoi, 1 pe 65 este mai mic decât 1 pe 63. Da, și tot așa. Așa, până 1 pe 65 este mai mic decât 1 pe 16. Da. 1 pe 65 sus scriem, este egal cu 1 pe 65. Deasupra 1 pe 65 egal cu 1 pe 65. Adunăm. Și vom avea 1 pe 65 plus 1 pe 65 plus puncte, 1 pe 65. De 50 de ori. De 50 de ori. Mai mic. Mai mic. Decât toată suma, 1 pe 16 plus 1 pe 17 plus cea mai departe. Plus 1 pe 65. Și vom avea că 50 pe 5, hai să spun că prin 5, e 10 supra... Face 10 pe 13. Da. 10 pe 13 este mai mic. Mai mic decât suma. Decât suma. Adevărat, adică 6. Da. Adică gata. Deci se face în două etape. Da? Dubla inegalitate în două etape. Odată, începe cu comparația tuturor termenilor sumei cu 1 pe 16 și altă dată începem comparația cu 1 pe 65. Uh-huh.
primul termen al sumei și urmă ultimul termen al sumei. Și în urma calculului, adunând inegalitățile acelea, pur și simplu găsim una din inegalități și până cealaltă, da? Ne oprim aici. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe profana și vă dorim o seară plăcută. Nu uitați, like și share. Like și share, sigur că da, așa să fie. Mirușa.